În conformitate cu dispozițiile articolului 134, alineatul 1, litera A și alineatul 3, litera A din ordonanța din 57/2019 și am dispoziție primarul comunei Ardeal numărul 8 din 22/1/2020, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare al Consiliului Local pentru data de 18 februarie 2020. Deci, 18 consilieri locali sunt prezenți din nou. Deci, ședința poate să înceapă. Acum, participă domnul de la Estus TV. Având în vedere prevederea articolul 138 al 15 din ordonanța 57/2019, supus spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de vot. În confruntare cu prevederea articolul 123, alineatul 1, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Domnul Rostru. Faceți propune. Pentru 3 luni de zile, ca președinte de ședință, propun pe domnul Mocadam. Dacă mai sunt și alte propune. Dacă greșesc, nu mă spun. Dacă nu, supun la vot. Da. Mulțumesc pentru acest lucru de la acordat. Intrăm la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020. Aviz comisia domnul Macadam Bogdan, președintele comisiei de specialitate, prezintă avizul. Avizul este favorabil. Materialele au fost analizate și dezbătute înaintea ședinței. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supunem la aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020, inițiator primarul Victor Iacolo. Domnul Deputat, este și de raportul de specialitate. 2. Informare scrise de către primar asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Local pentru anul 2019, inițiator primar Victor Iacolo. 3. Proiect de hotărâre privind notificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințarea și destinate, eliminate pentru depozitarea pentru anul 2020. Inițiator primar Victor de Acord. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tarifelor operatorului SCE Costul de SA și adoptarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 230.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2019 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Inițiator primarul Victor de Acord. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2022 și lista obiectivelor de investiții. Inițiator primar Victor de Acord. 7. Proiect de hotărâre pentru încheierea unui contract privind constituirea dreptului de acces și servitude pe domeniul public al Comunei Ardeal pentru realizarea de rețele noi subterane în vederea instalării, impresiei sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice de către societatea Orange România S.A. Inițiatorul Victor de Acord, primarul Comunei. 8. Diverse. Nu avem diverse. Intrăm în ordinea de zi. 1.
proiect de hotărâre pentru privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care vestează acțiuni sau lucruri de interes local pentru anul 2020. Avis comisiilor. Domnul Acadan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezint avizul. Avizul este favorabil. Materialele au fost analizate și dezbătute în comisie înainte de ședința de anul. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu dorește, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Mulțumim. 2. Informare scrisă către primarul asupra modului de aducere la deplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Local pentru anul 2019. Aviz. Avize. Domnul Ruslan Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate. Aviz favorabil pentru acest punct. De asemenea, materialele au fost analizate și dezbătute în comisii înaintea ședinței. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, să punem la vot cine este pentru și. Da. Mulțumim. Să trecem la următorul punct al ordinii de zi, și anume 3. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale. Deșeuri din construcții și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Aviz? Doamna Anica Gabriela, președinte a Comisiei de Specialitate, prezintă avizul. Se aplică favorabil. Mulțumim. Materialul a fost analizat înaintea ședinței. Dacă totuși dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Cine este potrivit, dacă se abține cineva. Mulțumim. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE-100 SA și aprobarea actului adițional numărul 2 al contractului 1078/1608/604/2018. Doamna Anica Gabriela, președinte a Comisiei de Specialitate. Materialele au fost analizate și desfășurate în comisii înaintea ședinței. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține, funcționează. Se trece la următorul punct, și anume 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 230.000 lei din excedentul anual al bugetului local pentru plata încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2019 ca sursă de finanțare a cheltuielilor sectorului de dezvoltare. Doamna Anica Gabriel, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor. Comisia de Specialitate. Materialele au fost analizate și dezvoltate în acea ședință. Dacă tot îi dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. 6. Proiecte următoare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023 și lista obiectivelor de investiții. Doamna Anica Gabriela, președintea Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor. Comisia avizată favorabil. Mulțumim. Magdalena Bogdan, președintea Comisiei de Specialitate, prezintă avizul. Comisia avizată favorabil. Domnul Ruslan Alexandru, președintea Comisiei de Specialitate, prezintă avizul. Comisia avizează favorabil. Mulțumim. Materialele au fost analizate și dezbătute în comisie înaintea ședinței. Dacă totuși dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. 7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract privind constituirea dreptului de acces și servitute pe domeniul public al Comunei Ardeal pentru realizarea de rețele noi subterane, în vederea instalării și întreținerii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice de către societatea Orange România SA. Comisiile. Domnul Ruslan Alexandru, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul. Comisia avizată favorabil. Materialele au fost analizate, dezbătute de comisii înaintea ședinței. Dacă totuși dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, spune la tot cine este pentru, cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Vreau informare? Informare cu adresa? Da, haideți să vă spun cu privire la informarea asta, cu adresa asta. Deci a venit o societate de la Sfântul Gheorghe
în care mi solicită un aviz din partea noastră, adică de către executiv, din partea domnului primar. Dar noi am considerat că este bine să informăm și Consiliul Local. Sunt o serie de cetățeni din raza Comunei Ardioane care vor să strângă pe timp de vară plante medicinale. Iar societatea respectivă, ca să poată să existeze la populație, să nu aibă probleme, a cerut un aviz din partea Consiliul Local, în partea executivă, ca să știe despre ce e vorba. Da? În momentul când sunt solicitări, sunt oameni de aici care spun, noi am 2-3 site de plante medicinale. Câinii respectivă le achiziționează, îi dă bani la cetățeni, ca să nu poate. În cazul în care vine cineva să zicea, dorbea și faci aici, deja deci, să noi și avem o informare cu privire la acel lucru. Da. Pentru că zice că sunt cetățeni care au colaborare mai interrogată, dar hai să fie și o treabă de ca să informăm și Consiliul Local cu privire la această achiziție de plante medicinale. Da. Da, cam atât. Este normal. Să achiziționez plante medicinale. Noi unde am uitat eu, era, o să-mi spune cu remorcile și lor. Zici? Și cu răsul pasă. La partea română. Punctul 8 la diverse, dar vrea ceva să scrie la tot cuvânt. Nu? Uite, clar, ședința.